Cinematografia este un personaj potrivit pentru înțelegerea istoriei, a culturii, a evenimentelor, a psihologiei și a durerilor unui popor. Astfel celebrăm împlinirea 100 de ani de la Marea Unire prin centenarul filmului românesc și aducem istoria românilor pe marele ecran. Critici de film, regizori, politologi, specialiști din diverse domenii și ale culturii vor alege 100 de filme pe care le vom duce în 100 de localități din România, Republica Moldova și Cernăuți. Filmele vor fi vizionate și discutate în sesiuni de întrebări și răspunsuri cu 100 de personalități de seamă ale cinematografiei și ale culturii. Pornim la drum în caravana cinematografică a centenarului pentru a întregi harta României mari. Acesta este mesajul cu care a debutat un proiect foarte frumos, un proiect, aș spune, unic prin amploare, prin desfășurare, prin mesaj, prin invitații pe care i-a avut și, nu în ultimul rând, prin emoțiile pe care le-a provocat. Vinovați de ceea ce s-a întâmplat în derularea acestui proiect sunt tinerii Andrei Giurgea, managerul proiectului Centenarul Filmului Românesc. Bine ai venit, Andrei! Salutul meu, mă bucur să fiu din nou alături de această echipă frumoasă ce se numește TVR Iași. Și Corina Giurgea, PR-ul proiectului, și ție îți spun, Corina, bun venit! O echipă care, între multe deplasări făcute în țară, în Republica Moldova și la Cernăuți, a găsit timp pentru un bilanț de etapă, așa cum se spune. Și înainte de a vedea making-of-ul de lansare a proiectului, aș vrea să vă adresez o singură întrebare. Când, cum a apărut ideea acestui proiect? Spui tu. Da, trebuie să spunem că acest proiect s-a născut chiar în Republica Moldova. Și iată cum lucrurile bune se nasc, spunem noi, acolo unde trebuie. Eram într-o vizită de lucru, să spunem. Ne-am întâlnit cu Valentina Iusuf-Hozjaev și cu Igor Kobilianski, partenerii noștri de partea cealaltă a Prutului, ce reprezintă asociația MIA. Stăteam la un ceai de vorbă și ne gândeam, noi deja aveam o idee, vedeam că din programul Centenar nu este structurată partea aceasta de film, nu era niciun proiect legat de cinematografie. Și atunci, din vorbă în vorbă, dorind să ducem festivalul seriei de filmuri românesc în Republica Moldova, Valentinei i-a venit următoarea idee. Păi ce-ar fi ca de Centenar să facem un proiect care să se învârtă în jurul cifrei 100. 100 de orașe, localități, 100 de filme și poate cu 100 de invitați. Și atunci am spus, clar, acesta este proiectul, hai să ne apucăm de treabă, să vedem ce putem face, pentru că vă dați seama, atunci când am spus da din prima, atât noi cât și ei nu s-au gândit ce poate aduce un asemenea proiect. Ați avut mult curaj, într-adevăr. Exact, e vorba de curaj, dar și de o dragoste aparte pe care, sincer, poate nici acum nu ne explicăm 100% față de filmul românesc, dar în special față de artiștii noștri pe care avem lângă noi și trebuie să le mulțumim acum. Asta am simțit noi că trebuie să facem. Haideți să vedem cum a debutat proiectul. Vedem un making-of pe care l-ați realizat chiar voi, cu echipa voastră, cu inimoasa voastră echipă de la Artis, și apoi revenim cu discuțiile în studio.
a fost acesta making of-ul, care înțeleg că v-a însoțit peste tot pe unde ați fost până acum, nu? Eu chiar aveam impresia că începe un film imediat, că așa se întâmplă, întâi e making of-ul și după aia urmează filmul și așa o emoție. O emoție de fiecare dată. De fapt, când și unde a început, unde a debutat proiectul vostru? A debutat chiar aici, la Iași, la cinemaul de la Ateneu, cu filmul Afacerea Est al lui Igor Kobilensky, unde a fost o atmosferă chiar de afacere de Est. A fost foarte interesant. A venit Igor, a venit aproape cu toată echipa și mai ales că el era cumva și parte din proiect ca manager pentru Republica Moldova. Da, aici a început. Să precizăm că e vorba de un regizor foarte cunoscut. În cazul că cineva nu a auzit de Igor Kobilensky, eu sper că nu sunt foarte mulți cei care nu au auzit de un nume reprezentativ, și el a fost alături de voi de la început. De fapt, cum ați ales filmele? Cum ați făcut selecția? Că nu e ușor să alegeți. Da, nu e ușor și noi am lăsat specialiștii să facă acest lucru, practic pornind de la Festivalul Serii de Filme Românești, de la contactele pe care le aveam. Am decis să avem și un ambasador, o persoană care să ducă mesajul mai departe, și atunci Irina Margareta Nistor, criticul de film, împreună cu regizorul ieșan Cristian Mungiu, cu istoricul și criticul Bujor Terăpeanu, un nume considerat a fi cel mai important în istoria cinematografiei, și cu Ileana Popovici, au ales 100 de filme din toată cinematografia românească. Dar un lucru foarte important a e fost că muncă, nu a fost acolo, muncă, da. Și toată lumea se gândea să nu deranjăm pe cineva, să nu afectăm pe un regizor sau altul, dar practic toate numele importante, fiecare regizor care a marcat cinematografia românească de la Gopo încoace, are măcar o proiecție, o producție cinematografică în cadrul acestei selecții. Când ai spus să nu afectăm, în sensul de a fi omis un nume important, exact, da? Să nu omis, pentru că existând acea și grabă să anunțăm lista, toată lumea ne întreba, domnule, care sunt cele 100 de filme, nu? Dar avându-i pe Bujor Terăpeanu, care s-a ocupat cumva de cinematografia veche, între ghilimele, și pe Cristian Mungiu, care s-a ocupat de noul val, la fel, cu aceleași, da, ghilimele, și pe Irina Margareta Nistor, care i-a adunat și i-a pus la un loc, atunci a ieșit o listă chiar rezonabilă, mai mult decât rezonabilă, aș spune eu. Ba mai mult decât atât, apropo de Bujor Terăpeanu, m-a făcut să merg la bibliotecă, să-i caut toate volumele și să-mi dau seama că, de fapt, cinematografia românească e mai mult decât așa o simplă pasiune pentru societatea asta, pentru câțiva regizori care au avut norocul să facă film. E mult mai mult decât atât. De asta am scris pe site, acolo, în descriere, că e o formă a poporului de a exista și de a-și arăta durerile și bucuriile și așa mai departe. Și nici nu știam perioade, că există, da, atâtea filme, exact, în istoria cinematografiei. Voiam să completez și în ce perioade au fost făcute aceste filme, pentru că, practic, noi nu aducem filme care se dau aproape în fiecare zi la televizor, pentru că știm, filmul românesc aduce audiență, mă refer aici poate la seria BD, la Toamna Bobocilor, Iarna Bobocilor, da, cu tot respectul pentru cei care au creat aceste producții cinematografice. Noi încercăm prin acest proiect să aducem producții care nu se văd sau nu s-au văzut de foarte, foarte mulți ani. Cum, de exemplu, e filmul Singurătatea Florilor. Câți au auzit de Singurătatea Florilor? Un film în care o regăsim cu mare drag pe Micaela Caracaș. Da. E soția domnului Caramitru, ca să facem toate prezentările de rigoare. E actriță, în primul rând. E actriță, în primul rând, exact. Dar asta voiam să spun. Sunt producții care nu s-au văzut de foarte, foarte mult timp. Și atunci, experiența atât pentru noi, cât și pentru public, dar pentru invitații pe care îi avem la proiecțiile respective, este una fabuloasă să vezi pe un ecran mare un film de acum 30, 40, chiar 60 de ani. Și asta au făcut acești critici, au ales aceste producții. Nu le-a fost deloc ușor, dar au încercat să aducă fiecare mare regizor, fiecare nume important din cinematografia românească, măcar cu o producție. Și noi ne bucurăm că, iată, scoatem așa, să spunem, dintr-o cutie a misterelor aceste filme care, vă spun sincer, produc așa o emoție aparte. Și pentru că vorbeam mai devreme, Corina, despre acel mesaj pe care eu l-am citit la începutul emisiunii, să precizăm că el se găsește pe site-ul Centenarul Filmului Românesc, un site, zic eu, viu, plin de informații care poate fi văzut. Sunt, de fapt, gândurile voastre pe care le-ați pus la un loc pe acest site, și cine nu reușește să se convingă din această emisiune
de amploarea proiectului, de unicitatea lui, aș spune, poate să consulte și acest site. Eu acum aș vrea să vă întreb cum ați ales locurile, orașele și comunele în care ați fost, pentru că știu că n-ați fost numai în marile orașe, care de multe ori beneficiază de proiecții de filme. Deci ați ales locurile în funcție de filme, ați ales întâi filmele, apoi locurile. Cum a fost? Că e interesant de aflat din culise. Am făcut lista filmelor, bineînțeles că am pornit la drum și cu o listă de localități, dar cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cele de la târg, ne-am dat seama că de la Târgu Neamț? Acolo s-a potrivit chiar bine. Am aflat. Da. Da, și ne-am trezit că trebuie să căutăm și susținători în localitățile în care mergem, respectiv cele 100. Și atunci am luat lista și am început să sunăm la primărie. Echipa care se ocupă de asta efectiv suna la fiecare primărie din țară pe care o aveam pe listă și nu-s puține, au fost peste 100. Ca să ai 100 în care să mergi, trebuie să suni măcar la 200-300. Și gândindu-te că vor fi care vor și refuza, nu? Sigur, dar am avut și răspunsuri de genul, dar nu dăm noi suma asta pentru a vedea un film sau, adică unora le este greu să înțeleagă că de fapt este un concept pe care îl aducem, e o atmosferă pe care o aducem. Și un act de cultură, o reverență, da, pe care o facem. Că vine un invitat, că vine o echipă, că se promovează, da, și orașul în felul ăsta, că poate lumea care vine la film rămâne cu ceva. Că eu asta spuneam și colegilor, dacă un copil, 2-3, pleacă, sau un bătrân, sau indiferent, un spectator pleacă de la film cu 2-3 întrebări în minte sau cu o emoție, eu sunt extrem de mulțumită. Și aș face o completare la ce spunea mai devreme Corina, să nu ne gândim că e vorba de sume de bani care să intre în buzunarele noastre. Nu. Trebuie să acoperim un transport, o cazare pentru un invitat, drepturile de autor pentru filme, drepturile de difuzare, pentru că nu putem puțină lua... Puțină lume și închipuie, exact, că se plătesc drepturi de difuzare. Da, acele plătesc filme, exact, se cumpără, plătesc drepturile, exact, și atunci pot fi difuzate, exact, exact, se fac contracte, adică un film poate să coste între, pot să spun, între 200 și 500 de euro. Atâta costă să difuzezi un film românesc de calitate și atunci de asta ne trebuie acest buget ca să putem face noi toate demersurile. Într-adevăr, Primăria Municipiului Iași prin Departamentul Centenar, ei ne-au ajutat să lansăm acest proiect. Fără ei, practic, n-am fi putut ajunge în acest moment pentru că, într-adevăr, au susținut acest lucru și trebuie să le mulțumim împreună cu ICR și împreună cu Dacin Sara, pentru că și ei au pus umăr de la umăr, să spunem așa, să ne ajute și să ne sprijine, pentru că nu e ușor să găsești 100 de filme și am mai constatat ceva, multe dintre ele sunt într-o stare deplorabilă. Știu că acum se încearcă a se salva filmul O noapte furtunoasă de Jean Georgescu, pe care l-am dat la Buzău, o producție extraordinară. Superbă, despre care, exact, Irina Margareta Nistor a spus că poate concura cu una dintre producțiile de comedie de la Hollywood, cu siguranță. Oricând. Chiar atunci rula în cinema la Buzău, rula ceva cu Johnny English. Mr. Lee. Noi îl aveam comedia de lui Jean Georgescu și a zis că, nu știu, asta a fost, e în topul meu, adică nu poate. O să vorbim despre orașele pe care le-ați ales, despre legăturile create între personalitățile invitate și orașele în care ați poposit, dar deocamdată vreau să vă invit să vă reamintiți cum a fost Slava Slui dintr-un reportaj pe care l-a realizat în această vară Andreea Știliuc la centenarul filmului românesc Slava Slui. Întrebarea la care vrem să răspundem astăzi este: a fost sau n-a fost revoluție la noi în oraș? A fost sau n-a fost? Celebra dilemă a fost reluată și dezbătută la Casa de Cultură Constantin Tănase din Vaslui. Filmul semnat de Corneliu Porumboiu a fost revăzut de vasluin chiar în prezența regizorului. Mi-e foarte greu să vorbesc despre filmele mele recente, dar pe despre ce. Totuși are 12 ani filmul ăsta. Da, e bine că, pe de altă parte, mă bucur că se întâmplă festivalul ăsta aici, în Vaslui. Din păcate, în România s-a pierdut obișnuința asta de a merge la cinema, iar până la urmă eu fac filmele pentru mare ecran. Deci orice început e bun, sper să continui inițiativa asta. Acum am să vi prezint pe invitații mei și am să încep cu domnul profesor Tiberiu Mănescu.
Bună ziua. Bună ziua! Ideea de a vedea a fost sau nu a fost chiar la Vaslui și să fii la doi pași de decor, cum zic eu, și să vină Corneliu Poromboiu pe scenă și să-și prezinte filmul, ceea ce se întâmplă per total foarte, foarte rar, pentru că e și foarte ocupat în timpul, abia a terminat niște filmări în plin montaj, e și vacanță, e și ziua fetiței lui, adică mi se pare o formă teribilă de iubire pentru cinema și pentru public și pentru publicul lui de aici, pentru public în general. Întâlnirea cu regizorul Corneliu Porumboiu a avut loc în cadrul proiectului Centenarul Filmului Românesc. Noi suntem foarte bucuroși că am poposit aici la Vaslui timp de 4 zile cu 4 producții cinematografice de excepție. Vreau să spun că vasluienii au fost cei mai privilegiați și onorați pentru că s-au bucurat de 4 filme, nu doar de unul. Pentru că noi atunci când mergem în caravană difuzăm doar un singur film în orașul respectiv. Fiind un moment deosebit, sosirea noastră aici a coincis și cu șederea lui Corneliu Porumboiu timp de 1 zi și jumătate și atunci am spus, e clar, trebuie să dăm și filmul A fost sau nu a fost, debutul său în lungmetraj, un film premiat cu Camera d'Or la Cannes în 2006. Probabil că mulți dintre dumneavoastră vă întrebați de ce mai facem astfel de emisiune după atâta vreme cu astfel de tematică. Vasluienii au venit, au răspuns pozitiv și cine știe, poate și la anul, pentru că acest proiect continuă și în 2019, poate mai venim o dată la Vaslui pentru că ne-am simțit foarte bine. Lumea a venit, deși concurența e mare, din nou vacanță, soare, afară din când în când să cântă și totuși lumea a venit și am simțit că trăiește cu foarte mare intensitate. V-ați uitat cu bucurie, nu știu dacă și cu nostalgie, și v-a făcut plăcere această reîntâlnire cu evenimentul pe care voi l-ați provocat. Chiar mi-am dat seama că poți lăsa orice prejudecată odată ce vii și trăiești în orașul despre care se vorbesc lucruri sau despre societatea, microsocietatea de acolo. Am ajuns într-un Vaslui în care tinerii știu film românesc, am întâlnit tineri care știau film românesc și nu de acum 5-10 ani, ci film românesc de acum 20, 30, 40 de ani. Am întâlnit tineri care abia așteptau să se întâlnească, au auzit că avem invitați și abia așteptau să se întâlnească. Tineri care au zis, au venit prima dată la un film românesc, chiar i-am oprit și am făcut un scurt interviu cu ei și am întrebat de ce ați venit. Păi prima dată că am auzit că vine Corneliu Porumboiu pe scenă și după aceea, pentru că nu mai văzusem un film românesc până acum. Și am zis, interesant și v-a plăcut? Da, nu credeam că filmul românesc este și pentru noi. Asta mie mi-a fost de ajuns. Și ne-a mai bucurat de ceva. Spunea Corneliu Porumboiu că n-a mai fost acasă de foarte mulți ani, chiar cred că 10 ani cu un film de-al său, pentru că atunci când face o premieră, de obicei, de regulă, din păcate, nu ajunge și în Vaslui. Și a fost plăcut surprins să vadă că cei de la el din Vaslui, de acasă, de acolo, au venit să vadă A fost sau nu a fost. Practic debutul său în lungmetraj, de la care trecuseră foarte mult timp. Și în sală, în spate, l-am observat și pe tatăl lui Corneliu Porumboiu. Domnul Adrian Porumboiu era acolo prezent. Nu i-a spus că vine la film, însă eu l-am zărit și după film l-a întrebat, ai fost la film? Și că normal că am fost. Cum am să fost nu sau n-am fost la da. Film? Exact. Un nume reprezentativ, Corneliu Porumboiu, Cristian Mungiu, iarăși doi tineri de aici, din zona noastră, exact. Și ne mândrim cu ei. Și nu departe de noi, de Iași, de Vaslui, ați fost la Botoșani, acolo de unde vine Vlad Ivanov, un actor foarte talentat. Atunci când ați gândit orașele în care ați mers cu filme, v-ați gândit neapărat și la personalități, actori, regizori care erau din acel loc și i-ați invitat? Da, de obicei Irina, Margareta Nistor și Andrei, când se pun la masă, încearcă să facă un racord așa între toate și mai ales domnia sa, pentru că de fiecare dată nu știu cum potrivește lucrurile într-o asemenea manieră, încât câteodată nici nu le gândește, ele se potrivesc la fața locului. Cu Vlad Ivanov a fost însă totul pregătit din timp, nu mai fusese acasă cu vreun film în care jucase. A fost noi o reală vedem plăcere. Imagini pe care voi le-ați pus la dispoziție chiar de acolo, de la Botoșani. Da, a fost emoționant. Vlad a zis că nu s-a mai simțit așa de ani de zile.
Ba mai mult, cred că am continuat după ce s-a terminat totul, vreo două zile, așa, cu mesaje de mulțumim noi, ba nu, mulțumesc eu și așa mai departe. Chiar a fost o bucurie sinceră acolo, pentru că a venit și mama lui, pe care o felicita toată lumea pentru ce băiat are și ce actor a ajuns. Exact. Și toată lumea se întreba dacă mama lui Vlad Ivanov văzuse filmul Câini, un film dur, un film în care Vlad Ivanov n-are un rol deloc ușor, și ne-a spus că la premieră era singur în sală, dar a venit să-l mai vadă încă o dată, pentru că acum erau foarte multe persoane acolo la cinematograful Unirea din Botoșani și acolo am descoperit o persoană extraordinară, domnul Hrițcu de acolo are grijă de acest cinematograf, a printat fotografii cu domnul Ivanov din toate filmele, la fel și cu domnul doamna... care v-a întâmpinat, exact, da? Domnul cu buchetul de flori în mână, a printat fotografii cu doamna Irina Margareta Nistor, a pus un covor roșu și pe el a pus niște cărămizi ca să nu-l ia vântul. Era așa tot o atmosferă foarte, foarte frumoasă și chiar s-a simțit foarte bine Vlad Ivanov la el acasă. Și ne-am mai dat seama de un lucru atunci când mergem în această caravană și reușim să aducem alături de noi poate actori, regizori care sunt din zona respectivă. Ei nu vin acasă foarte des. Vin foarte rar, odată la 5, la 6, la 7 ani. Și toate aceste momente pentru ei este o reîntoarcere la rădăcini. De exemplu, cu Vlad Ivanov. Rămâne acel loc acasă. Rămâne, exact. Cu Vlad Ivanov am fost la Ipotești, pe meleagurile lui Eminescu, la Lacul cu Nuferi. Am stat la Povești și toată lumea a fost foarte, foarte plăcut surprinsă să vadă casa că Vlad... Casa lui Iorga, dar din păcate era închisă, că am vrut să o vizităm. Și, din păcate... Publicul crede că, domnule, un actor e cu nasul pe sus sau are anumite stări pe care nu le putem explica. Din contră, ei sunt oameni normali, sunt oameni care doresc să se întâlnească cu publicul spectator și fără nicio modestie trebuie să spunem că Vlad Ivanov, la ora actuală, este cel mai bun actor român pe care îl avem. Pentru că dacă stăm să vedem ce carieră are în străinătate... Nu avem timp să povestim toate rolurile pe care le are și e chiar un actor fabulos. Și cum spunea și dumneavoastră puțin mai devreme, de Cristian Mungiu, care este de aici, de la noi, de Corneliu Porumboiu, de Vlad Ivanov, ei practic toți sunt așa într-o echipă, pentru că mai nou Cristian Mungiu distribuie filmele lui Corneliu Porumboiu. Și iată cum prietenii din zona Moldovei își dau mâna și lucrează împreună. Mă gândeam la ceea ce ai spus, că mama lui Vlad a fost singură în sală și am râs, însă cred că nu e de râs. Faptul că la un film a fost un singur spectator și de aceea vă întreb, apropo de faptul că ați cutreierat în toată țara, cum a reacționat publicul? Pentru că sigur ați întâlnit oameni care n-au fost niciodată într-o sală de spectacol, oameni care poate de 10 de ani nu au mai avut șansa să vadă un film, nu prea mai sunt cinematografe, știm bine acest lucru. Cum ați simțit publicul? Îmi vine prima dată în minte Sascut, o comună din Bacău în care am ajuns și care pur și simplu... Ne-a lăsat și bucuroși și triști în același timp, unde am fost cu Ileana Popovici și am dus două filme mari. Am dus Veronica pentru copii și am dus Neamări miliardar, spune Ileana Popovici, una dintre cele mai bune comedii ale noastre. La Veronica a fost o sală plină de copii care s-au bucurat și adulți totodată, iar la Neamări miliardar mai mult ne-a întristat și ne-a bucurat totodată faptul că avem niște bătrâni de la o casă, un azil de bătrâni, oameni care poate nu mai ieșiseră așa într-o comunitate să stea să vorbească, să interacționeze cu oameni. Dar care cu siguranță au auzit de Amza Pelea. Sigur. Și i-am surprins așa că eu i-am și filmat în timp ce se uita la film. Râdeau și se simțeau bine. Era un bine sincer așa și ne-am bucurat tare mult. Au rămas și la final, au văzut-o pe Ileana Popovici pe care o cunoșteau din tinerețea lor și pentru asta merită să mergem mai departe. Nu mai spun de restul orașelor în care pur și simplu vedeam oameni care nu mai voiau să plece acasă. Momente emoționante, cu siguranță. Da. Astfel de momente, să zic, recuperează sau sunt o mulțumire în raport cu efortul pe care îl faceți.
Cred că aceasta este singura noastră satisfacție atunci când la finalul unui film vedem oameni bucuroși, oameni care vin să ne mulțumească pentru ceea ce facem. Și un lucru inedit, avem și câțiva fani, deja avem amatori de film românesc care ne urmăresc cu caravana noastră. Ne-am întâlnit cu niște tineri, dacă ții minte, la Oradea și de atunci ne urmăresc. Au fost după noi la Zalău, la Jibou, au venit să vadă filmele pe care noi le propunem în această caravană și cred că aceasta este mulțumirea noastră. De exemplu, un spaniol la Buzău a venit la finalul filmului, filmelor pe care le-am difuzat acolo și ne-a mulțumit pentru că el nu știa ce parte frumoasă avem a țării noastre prin cinematografie. Ne-a mulțumit că l-a cunoscut pe Caragiale prin Jean Georgescu și O noapte furtunoasă și îmi spunea că acum este la Eminescu, citea Eminescu și va trece imediat la Caragiale. Deci îi descoperă, exact, pe descoperă, aceștia. Exact, da. Descoperă și publicul reacționează foarte bine. Intrarea este liberă pentru că asta ne-am și dorit, să fie un acces larg către publicul de sine stătător din orașele respective, județele pe care noi le avem în harta noastră. Și e clar, lumea vrea film, vrea să se întâlnească cu actori și cred că experiența unui ecran mare nu se compară cu absolut nimic. Spuneau, domnule, am văzut un film la televizor, l-am mai văzut pe laptop, dar acea senzație pe care ți-o dă ecranul nu se compară cu nimic. E altă senzație. Vom vorbi și despre personalitățile pe care le-ați invitat în caravană, dar înainte vreau să vă propun un interviu pe care l-am realizat cu ambasadorul pe care l-ați ales, un fin observator, un critic de film avizat, un om deschis la povești și aș îndrăzni să spun un om foarte cald, e vorba de Irina Margareta Nistor, cea cu care am realizat un interviu în urmă cu o săptămână, atunci când ne-am întâlnit la Ateneu, la un alt eveniment inițiat, organizat de voi, Le Film de Cannes a Iași, și vedem un interviu cu doamna Irina Margareta Nistor. Centenarul filmului românesc, un proiect foarte frumos, un proiect care a pornit de la Iași, un proiect care omagiază filmul românesc. Putem spune că este un proiect cât 100 de ani? Nu, cred că este chiar mai mult decât... E un proiect care ne-a făcut să ne cunoaștem mai bine țara, să ne cunoaștem mai bine publicul. Să nu uităm că a pornit totul de aici, de la voi, de la Iași. Asta mi s-a părut foarte frumos pentru că a venit Andrei Giurgea și cu Igor Kobilanski și au reușit să convingă primăria să facă primul pas. Și după care am călătorit în foarte multe orașe deja și lumea este foarte încântată să vadă film românesc din toate perioadele, începând cu O noapte furtunoasă de acum 75 de ani și până la cele foarte recente ale lui Cristian Mungiu și acoperind toată perioada asta. Și am văzut că lumea s-a reîndrăgostit de filmul românesc. Deci a fost și un fel de trecere așa înapoi în tinerețea multora dintre ei sau, din potrivă, o descoperire formidabilă pentru filme pe care nu le știau și, din nou, văzute împreună. Țin foarte mult la povestea asta pentru că știți că întotdeauna mă interesează nu numai cei pe ecran, ci și ce în sală, reacția. Doric. Sunteți ambasador al acestui proiect. Nu știu, cred că puteam să fiu, să-mi doresc o țară în care să fiu mai ambasadoră decât cea a cinefiliei. Exact. Un loc în care vă simțiți foarte bine și ați participat și la selecție. Și de fapt mi-ați spus că au fost și filme vechi și filme noi. Totuși, cât de greu este să alegi filmele pe care probabil gândești că trebuie să le oferi publicului și publicul să le recepționeze așa cum... Întâi de toate că au existat două liste, o listă la care am avut niște consultații absolut minunați pe Bujor Terăpeanu pentru filmele de la începuturi până în 89, ba chiar și câteva după 89, plus lista lui Cristian Mungiu pentru filmele noului val, mă rog, așa un termen generic de după 89. După care, din această listă, de fiecare dată am ales filme care să se potrivească cu fiecare călătorie în parte. Adică am avut grijă să văd ce personalitate e în zona respectivă și să fie o legătură cu ce se întâmplă acolo, de exemplu, la Botoșan, firește că m-am dus
cu filme în care juca Vlad Ivanov și am avut și șansa extraordinară să vină Vlad Ivanov. La Buzău am ales un film în care să joace George Ciprian, pentru că teatrul din Buzău se numește George Ciprian și sigur ne-a părăsit de mult, dar, cum spuneam, numai filmul te face nemuritor. Deci în fiecare loc am ales în funcție de asta sau dacă s-au făcut filmări în zona respectivă. Ce am avut foarte mare grijă, adică n-am încercat nimic să fac la așa la nimereală, adică ia să vedem acum aici ce mai facem. Adică sigur trebuia să fie cineva din zonă sau să fie o legătură. Tocmai pentru că e tot o formă de respect față de orașul respectiv și față de publicul respectiv. Da, și pentru că am ajuns cu discuția la public, normal să vă întreb cum a simțit publicul, cum a recepționat propunerea pe care le-ați făcut-o, proiectul în general, și cum a primit publicul fiecare film pe care l-a vizionat. Publicul e un public ca o floare de care ai foarte multă grijă și atunci te răsplătește. Știi, e ca o orhidee care dintr-o dată înflorește extraordinar dintr-o floare mică la un moment dat, după aceea aproape că a ajuns un copac înflorit, aproape cât un magnoliu înflorit. Asta m-a bucurat foarte tare și poate cel mai tare m-a bucurat când am ajuns în Republica Moldova și într-unul dintre orașe un spectator ne-a zis: aha, deci ați venit cu un film și acum ai venit cu încă 99. Și cred că ăsta a fost cel mai frumos compliment pe care puteam să-l primim. Și căldura colosală cu care ne-au primit peste tot, pentru că am fost însoțiți de actori, am fost însoțiți de Ileana Popovici în multe dintre ele, pentru că este fel de al doilea ambasador al poveștii. Și da, e un public care cred că s-a reapropiat de filme românești și cred că e un proiect care nu trebuie să se termine niciodată. Un proiect care sperăm să nu se termine niciodată, o caravană în care ați călătorit, sau cum spuneați dumneavoastră, o călătorie în timp, o istorie în imagini, o radiografie a cineaștilor importanți, dar poate cel mai important este readucerea publicului în sală. Eu asta cred că a adus în primul rând proiectul care a pornit de la Iași. Și în primul rând faptul că există o sală la Iași. Și Iași a fost primul care a făcut acest pas și după care primarii din celelalte orașe, practic, au simțit nevoia să promită la rândul lor că o să aibă câte o sală de cinema acolo unde nu există. Deci cred că și asta a contat foarte tare, pentru că deja vrei doar să arăți filmul dacă nu ai și unde. Sigur că poți să-l arăți în aer liber, dar când ai și sală, mai ales că acuși vine frigul. Da, și aș îndrăzni să spun că e și o reverență pe care o facem pentru filmul românesc. Categorii care ne-a adus foarte mult, ne-a adus notorietate, ne-a adus respect și foarte multă simpatie. O parte din marii noștri actori pe care publicul a avut ocazia să-i întâlnească, regizorii, care la un moment dat, nu știu de ce, nu mai prezentau poate atâta interes, dar iată că i-am readus în atenția publicului și cred că era normal să se întâmple. Da, și sunt momente extrem de tandre. Cred că asta e un proiect de foarte mare tandreț. Vă mulțumesc și sper să rămâneți ambasador în țara filmului alături de acest frumos proiect. E avantajul e că nu e ca la ambasador să țină numai 4 ani. Aici poate să țină și mai mult. Da, și noi sperăm să țină mai mult acest proiect și doamna Irina Margareta Nistor să rămână alături de voi. E un suport, zic eu, foarte important prin ceea ce știe, prin cultura cinematografică pe care o are. Cred că dumneaei v-a sfătuit și asupra personalităților, a regizorilor, actorilor pe care i-ați invitat în țară și ați făcut posibil ca oameni, așa cum ai spus Andrei, că sunt oameni și acești actori, acești oameni să se întâlnească de fapt cu alți oameni.
cei care erau în fața lor. Vorbiți-ne un pic despre aceste personalități. Sunt într-adevăr personalități care acceptă cu mare drag să vină alături de noi, dacă timpul le permite. Și apropo de doamna Irina Margareta Nistor, căreia îi mulțumim frumos pentru tot ceea ce face, deschide și foarte multe uși pentru acest proiect. Ea, practic, când ne întâlnim, lucrează cot la cot cu noi la masă, pune mâna pe telefon, sună, uite, facem aia. Tot ea a convins-o pe Micaela Caracaș, pe actrița îndrăgită de noi, să vină și să meargă cu noi la Galați, când o să avem acolo o proiecție a filmului Singurătatea Florilor. Sunt nume importante care s-au alăturat acestei caravane. Am început cu Adrian Titieni, cu Lia Bugnar, Toma Cuzin, Teodor Corban, alături de care am fost la Moinești, unde există un cinematograf 3D. Un alt Ieșan cu care ne mândrim. Exact, iată câți actori. Constantin Pușcașu, Daniel Busuioc. Da, multe nume actorei importante. Actorei naționalului nostru. Exact, da. Au fost alături de această caravană. Să nu uităm de Vlad Ivanov, iată Corneliu Porumboiu, și lista poate continua, sunt foarte, foarte mulți, și în anumite locuri unde nu pot ajunge anumiți invitați, pentru că am mai constatat ceva atunci când ne uităm pe distribuția unui film de referință, din păcate foarte mulți dintre actori nu mai sunt în viață, nu mai sunt printre noi. Atunci ne însoțesc fie doamna Ileana Popovici, care și-a este un ambasador care duce mai departe acest mesaj, sau Irina Margareta Nistor. Ați călătorit în țară, spuneam, dar ați finalizat în urmă cu doar câteva zile proiectul în Republica Moldova. Vorbiți-mi un pic despre această componentă din Republica Moldova proiectului. E componenta care practic conturează proiectul nostru, pentru că e mai plin așa, așa cum și țara ar fi mai plină cu tot cu Basarabia acasă. Practic asta vrem să facem. Poate suna un pic... poate prea, nu știu cum să-i spun, prea romantică ideea asta, dar pentru noi nu este. Când mergem acolo și vedem ce se întâmplă, când mergem să dăm un film, când mergem să ne întâlnim cu lumea, ne dăm seama că era cea mai importantă componentă care face din proiect așa, îi dă culoare. Am avut 15 localități acolo, de care s-a ocupat ICR-ul de la Chișinău cu Valentina Iusup Hojaev de la Asociația Parteneră de acolo. A fost foarte bine, mi-am dat seama din unele fotografii că noi n-am reușit să ajungem la toate. Au fost reacții absolut deținuminte. Am încheiat proiectul acolo cu două reîntoarceri acasă ale unor basarabence care se declară fiice ale Basarabiei, de fapt. Ioana Pavelescu, actrița a cărei mamă s-a născut în Basarabia, Corina Constantinescu, mama lui Nică din amintiri din copilărie din Nisporeni. Ce mică e lumea! Ce mică e lumea, da. Și ne-am dat seama că Nisporeniu, care e la 12 km de România, e plin de personalități care s-au născut acolo, mai ales din cultura românească. Și Ileana Popovici, care din nou s-a întors acasă la Baimaclia, acasă la de unde a plecat mama ei și nu s-a mai întors. Locul acela de care doamna Ileana Popovici vorbește de atâta ori când vine aici la noi la Iași, cu mare căldură, cu mare drag, ne invită acolo. E un prieten drag al nostru, al celor de la TVR Iași, și pentru că a lucrat la TVR București și am colaborat, dar și pentru că, iată, e un alt om care a întins o mână, care a înțeles demersul vostru și necesitatea unui astfel de proiect. Eu vă invit și invit și pe telespectatori să vadă cum a fost la Chișinău, dintr-un reportaj realizat de colegii noștri de la TVR Moldova. Datorită caravanei centenarului filmului românesc, publicul din Republica Moldova a putut retrăi farmecul producțiilor cinematografice românești. Ne-a inspirat să venim cu 100 de filme într-o 100 de localități și în România și în Republica Moldova. Noi aici în Republica Moldova, pentru prima oară am ieșit în afara Chișinăului cu proiecții. Pentru că Chișinăul în ultimii ani, mai mult sau mai puțin, este răsfățat cu filme românești. Până acum, peste 3.000 de spectatori basarabeni din 15 localități s-au delectat cu 15 producții de marcă din filmografia românească. Am adus filme care, în contextul contemporan, occidental și universal, au impus nume românești, au impus valori ale acestei elite, care face parte din contemporaneitate.
Proiectul a început în martie 2018 și va continua până în aprilie 2019. Ne bucurăm că am venit acasă, acesta este mesajul nostru. Ne bucurăm că ați primit filmele românești așa cum ele trebuie primite și apreciate și vreau să vă spun că cel mai frumos sentiment este că după ce are loc o vizionare de film, sunt persoane care au lacrimi în ochi. Actrița Ioana Păvălescu a venit astăzi pentru prima dată în Republica Moldova și spune că se simte fiica Basarabiei. Vă dați seama cât de mult iubesc acest pământ, nevăzându-l niciodată, numai din povestirile familiei și... Da, mama a spus, eu nu mă duc cu pașaport la mine în țară. Mâine, la ora 16, la Nisporeni, va avea loc proiecția filmului Amintiri din copilărie în regia Elisabetei Bostan. Duminică, de la ora 18, la Chișinău, va fi proiecția de gala a filmului Osânda în regia lui Sergiu Nicolaescu, ambele în prezența actriței Ioana Păvălescu. Am văzut cum a fost la Chișinău și aș vrea să vă întreb, pentru că spuneați că etapa aceasta de, din Republica Moldova s-a încheiat în urmă cu câteva zile. Cu ce rămâne publicul? Cu ce rămâne cel care a fost în sala de spectacol după un astfel de moment? Rămâne cu o experiență unică, pentru că asta ne spunea și Valentina, pentru că ea a însoțit caravana în fiecare localitate, în fiecare oraș. Au fost persoane care au văzut pentru prima dată un film românesc. Eu când am auzit acest lucru, m-am mișcat această stare și acest lucru. Rămânem cu zâmbetul pe care l-am adus pe chipul acestor persoane, pentru că am ales filme care să fie așa pe înțelesul tuturor, n-am ales anumite filme care să pună anumite probleme, pentru că am vrut să avem o etapă, adică să pornim de undeva cu aceste filme românești și cred că publicul rămâne cu un dor pe care ni l-a exprimat, ni l-a spus, un dor de limbă, un dor de grai și un dor de a se întâlni cu mari personalități, pentru că pentru ei a fost o reală plăcere să se întâlnească când am lansat proiectul în aprilie cu Irina Margareta Nistor, cu Ileana Popovici, cu reprezentanții primăriei municipiului Iași, pentru că am fost însoțit și de o delegație condusă de domnul profesor Daniel Șandru, iar acum s-au întâlnit cu Ioana Păvălescu, care s-a aflat pentru prima dată acasă în Basarabia. Cum spuneam, că ea a sărutat pământul Basarabiei de două ori și tot timpul umbla cu fotografiile mamei, cu doamna Corina Constantinescu, mare actriță de teatru și film, în mână, și rememora din ceea ce îi spuneau anumite persoane de la Nisporând, de exemplu, că pe aici ar fi trecut mama sau la Chișinău, unde ar fi învățat. E o emoție care s-a transmis și cred că a mai rămas cu ceva. După filmul Amintiri din copilărie, copiii cum comentau filmul în timpul proiecției. Copiii nu mai plecau și eu tot întrebau pe doamna Păvălescu, chiar sunteți fiica doamnei din film, dar sunteți actrița sau fiica, sigur? Și era atât de emoționați și până la urmă Nisporeni nu e un oraș așa de mare, are în jur de 10.000 de locuitori, e așa ca o comună mai mare, e un orășel foarte cochet până la urmă, unde sunt copii care încă n-au văzut film românesc pe un ecran mare, aceeași poveste, și unde primarul ne-a promis că ne mai primește dacă venim cu asemenea filme. Și voiam să spun cu ce a rămas publicul de acolo, dar cu ce rămânem noi, pentru că eu sunt urma de acolo să vă întreb și ce rămâneți voi. Eu cunosc, de exemplu, în legătură cu Basarabia, eu cunosc situația că vin de acolo, dar colegii mei, care poate n-au fost niciodată, care sunt din echipă, i-am văzut cum s-au schimbat la față în aceste zile cât am fost acolo, pentru că au înțeles că nu e vorba doar de film și hai să facem noi un proiect cultural și să dăm publicului ceva ce nu are, să-i arătăm că nu are ceva și să-i dăm. Nu, au văzut că sunt și probleme, au văzut că sunt probleme care nu știu cât timp trebuie să treacă ca să se rezolve și nu e vorba că trebuie să facem unirea, că trebuie să facem știu ce. Eu cred că trebuie să ne cunoaștem și doar așa cred că trebuie să... Așa putem să ne cunoaștem mai bine. Mergem. Ați spus amândoi că au fost lucruri care s-au întâmplat pentru prima dată, un film românesc pentru prima dată, deci multe premiere. Noi acum trebuie să precizăm, vedem secvențe din filmul Secvențe de Alexandru Tatos, un film care de asemenea a fost proiectat în caravană. Ați fost în Republica Moldova și normal vă întreb dacă gândiți să mergeți și la Cernăuți. Cu siguranță și acolo ar putea fi o premieră, o prima dată pentru mulți dintre cei
de acolo, așa pentru este, românii de acolo. Așa este. Proiectul nostru are și această a treia parte componentă, România, Basarabia, Cernăuți, practic. Vrem să facem din nou conturul hărții României mari. Încercăm în 2019 să ajungem și la Cernăuți. Deja avem primele tratative cu cei de acolo. Și cu siguranță va fi și o premieră pentru cei din Cernăuți să venim cu un film sau poate chiar două filme românești. Și vreau să mai menționăm că proiectul nostru se întinde pe tot parcursul anului 2019, pentru că programul centenar ține până în 2020 și suntem convinși că vom ajunge și la Cernăuți, asta și cu ajutorul autorităților și cu ajutorul celor implicați și de ce nu poate chiar și cu ajutorul televiziunii române Iași, TVR Iași, cărora încă o dată dorim să vă mulțumim că ne-ați sprijinit și ne susțineți în acest demers. Și noi chiar facem ceva pentru centenar. N-am spus-o noi, ne-au oprit cei care sunt alături de noi, mă refer aici la actori, la regizori, ne-au oprit așa din această continuă goană după a mai ajunge într-un oraș, de a mai obține un film și ne-au tras de mânică și ne-au spus, domnule, voi faceți chiar ceva, voi chiar faceți ceva pentru filmul românesc, pentru acest moment al centenarului. Sunt factori sau sunt instituții care poate au pierdut startul cu centenarul Marii Uniri și au dus centenarul într-o altă latură, dar noi n-am vrut să facem un populism din toată chestia aceasta, dar lipsea această parte de cinematografie din cadrul acestui program și ne bucurăm că, iată, noi l-am dus până în acest moment la aproximativ 55 de episoade, ceea ce este foarte bine. Am trecut de jumătate. Au pierdut startul, spuneai, unii dintre cei cărora v-ați adresat, dar pot să recupereze, pentru că acest proiect continuă și, deși partea de Republica Moldova s-a finalizat, proiectul continuă și, normal, să vă întreb acum, către final de emisiune, ce urmează? Unde mai mergeți? Ce mai faceți? Cam când se va termina proiectul? Pe total, așa. Urmează, așa, foarte rapid, Galați, chiar în acest weekend. După aceea o să ajungem la Piatra Neamț, Cluj. La Cluj ne va prinde sărbătoarea României de 1 decembrie. Și ca să ne trecem prin Târgoviște, dar cel mai important e că jumătatea proiectului ne va prinde la Iași, 7-8 decembrie, când vom avea niște serii, nu știu dacă pot să spun ce, ce pregătim, dacă s-a, surprize, am înțeles. S-a terminat cu acordurile și cu toate astea, dar înțeleg că va fi ceva interesant. Da, acum lucrăm pentru că, așa cum am spus, proiectul a pornit de aici în luna februarie și trebuie ca o primă etapă să se termine tot aici la Iași. Așadar, pe 7, 8 și 9 decembrie deja adresăm această invitație să veniți la Cinema Ateneu, pentru că acolo o să aveți câteva experiențe inedite. Sunt actori, sunt nume ale teatrului și filmului românesc care nu au mai ieșit în public, în spațiu public, de peste 20 de ani. Atât pot să spun deocamdată. E clar. Avem surprize, să vedem oameni pe care, sau actori, regizori, exact, să spunem mai concret, pe care nu i-am văzut de 10 de ani. Nu i-am văzut de 10 de ani și cu unul dintre invitații pe care o să-i avem în acea perioadă la Iași, atunci când l-am sunat să-i adresez această invitație, pur și simplu a fost emoționat, aproape că plângea la telefon, că mai este cineva care și-a amintit de numele său. Și spun doar atât, un nume mare din cinematografie, mă refer la film, La Moara cu Noroc. Asta a fost deocamdată. Așadar, o capodoperă a cinematografiei din țara noastră va fi prezentă la Cinema Ateneu și chiar ne bucurăm că o să ajungem și la public cu astfel de nume importante. Și să nu uităm de Moinești, pentru că vom fi acolo prezenți pe 16, 17 și 18 noiembrie, tot cu o parte din centenar și cu SFR, pentru că am primit invitația primăriei de acolo. SFR, seriile filmului românesc, exact. Să traducem. Seriile filmului românesc, am primit această invitație să mergem acolo și vă spun doar atât. O să facem ce n-a văzut Moineștiul niciodată. Domnul Mihai Șora, filozoful Mihai Șora, a împlinit recent vârsta de 102 ani. Ieri, astăzi. Da, și o să fie prezent la Moinești cu un film documentar. Ce să mai spunem? Da, multe surprize. Eu cred că e un final foarte bun în care aș îndrăzni eu să adresez un gând de mulțumire și celor care găzduiesc acest eveniment, Ateneul din Iași, care la fel a întins o mână, un loc minunat în care se poate vedea film și e foarte important, pentru că știți mai bine decât mine că sunt locuri
în care nu ai unde să faci o proiecție. Mult succes în continuare. Sunt sigură că surprizele despre care ne-ați vorbit așa foarte puțin astăzi vor fi dezvăluite tot aici la TVR Iași, în emisiunile noastre. Succes, putere și sper să ne întâlnim și la finalul general al proiectului pentru un bilanț. Neapărat. Mulțumim. Și noi vrem să facem finalul la Teatrul Național, unde să invităm pe toți cei care ne-au ajutat și au fost alături de noi în această caravană. E un vis care sperăm să devină realitate și să prezentăm documentarul nostru, pentru că noi filmăm absolut tot ceea ce facem în această caravană și vrem să menționăm, fără ajutorul echipei din spate, mă refer și la colegii noștri din Asociația Artist și din Asociația Studenților Jurnaliști, noi nu am fi astăzi aici, în acest moment, și trebuie să le mulțumim și o reverență merge și către ei, pentru că e important să fim susținuți și să avem o echipă. Cu siguranță e importantă echipa, despre echipă poate mai mult în altă emisiune, acum atât despre centenarul filmului românesc, un proiect inițiat și organizat de Artist Iași. Toate cele bune de la Iași!